Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM. Știu ce vrei, pijamale în mișcare, dar da. ai puțină răbdare să mai îmi trag. Tu vezi că eu trag de timp cât pot de mult, da? Bine, o să te mai trag eu de timp puțin, să le spun celor care scriu la comentarii. Nu-i corect să te mai trag eu de timp. Să te mai... Nu-i corect? Nu. Nu să mă mai trag puțin de timp. Măi, nu mă tragi pe mine de timp. Tragi de timp. Păi stai puțin. Atunci când o persoană, când o persoană întârzie, așa, nu trage de timpul celeilalte persoane? De ce râzi? Ba da. Păi vezi, mă tragi de timpul meu. Uite, ca să nu te trag de timpul tău. Da. Am schimbat modalitatea prin care se pot înscrie la concursul dublu sau nimic. Cum adică? Adică nu se mai înscriu la telefon sau prin SMS, ci se înscriu direct pe site. Oh. Intră pe site-ul Europa FM, pe pagina Dimineața Zurli, da, și acolo se înscriu la dublu sau nimic. Okay. Și dintre toți cei care se înscriu, noi o să sunăm pe cineva care împreună cu copilul intră în concurs pe la, cât e, pe la 9:30 și câștigă cei 800 de lei pe care i-ai tu ascunși în poșetică. Oh, nu mai spune că sunt ascunși, că nu mai sunt ascunși după aia. Hai să nu te mai trag de timp. Haide, vino să te trag eu la mișcare. Dragi copii, nu mai trageți de timpul părinților voștri. Stai puțin invers. Dragi părinți, nu mai trageți de timpul copiilor voștri, pentru că e duminică. Așa. Și duminica este ziua specială pentru fiecare familie, care neapărat trebuie să înceapă cu o porție bună de înviorare veselă. Fii atentă, suntem live pe Facebook? Da. Bun, pentru că, dragi prieteni, în acest moment vă învățăm un joc nou, nouț de la Gașca Zurli. Este jocul cu care plecăm în turneul Lumea lui Mulțumesc și se numește Antante. E foarte simplu. Ce înseamnă Antante? Ce înseamnă Antante? Înseamnă prietenie. Întreabă-mă pe ce limbă. Pe ce limbă? Pe limba Zurli. Hai, Marius, să începem Antante. Bine. Hai. Da, în picioare, toată lumea. Da. Sus. Pijamale în mișcare. Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM.